Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, iar în acest videoclip vă voi arăta câteva metode gratuite prin care puteți să vă creșteți profilul de Steam și anume levelul profilului de Steam. Dacă nu știți despre ce este vorba și ce este levelul de Steam și la ce vă ajută, e bine rămâneți mai departe și veți afla. Dar dacă știți deja puteți să mergeți jos acolo pe bara de parcurs a videoclipului, avem capitole și străceți fix la partea care vă interesează pe voi. Înainte de a trece mai departe, nu uitați să lăsați un like dacă vă place videoclipul și abonați-vă pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez videoclipuri. Bun, ce este levelul de Steam și la ce ne ajută? Levelul de Steam este acest număr aici de pe profilul nostru de Steam care ne ajută pe mai multe planuri. În primul rând crește credibilitatea unui profil de Steam. Una este să vezi un profil de Steam cu level 3, alta este să vezi un profil de Steam cu level 3000 în care ați avea mai multă încredere dacă vrei să faceți niște tranzacții cu el. E bine, clar în ăla cu level 3000. Dar pentru asta va trebui să facem niște lucruri. Pe lângă asta, levelul ne mai aduce câteva lucruri în plus. Ne permite să ne personalizăm profilul de Steam mai mult, așa cum am făcut eu, dându-ne aceste uh, bucăți de uh, informație pe care noi putem să le adăugăm. Sunt niște module, se numesc showcase, dacă mergem frumos la edit profile și la featured showcases, vedeți că am mai multe aici și putem să alegem dintr-o selecție destul de variată de showcase-uri. Avem Rarest Achievements, Game Collector, Item Showcase, Badge Collector, jocul favorit, grupul favorit, review-uri și artwork-uri și așa mai departe. Bun. Pe lângă asta, odată cu creșterea în level, la fiecare level crescut, primim încă 5 prieteni pe care putem să-i adăugăm în lista noastră de prieteni. Știți că de la început, la level 0, avem un număr limitat de prieteni pe care putem să-i adăugăm, lista e limitată, iar creșterea în level ne va da încă 5 sloturi de fiecare dată când creștem în level. Showcase-urile acestea cresc ca număr după fiecare 10 levele. Bun, la asta ne ajută. Destul de simplu. Personalizăm profilul, avem mai mulți prieteni și creștem în, ca imagine în comunitatea de pe Steam. Pe lângă asta, crește, șansa ca atunci când jucăm un joc să primim niște pachete cu niște cadouri micuțe, orică sunt reduceri, orică sunt trading cards, despre care vom vorbi imediat. Bun, dar cum ne creștem nivelul de Steam? Levelul profilului de Steam? Avem mai multe variante, unele sunt gratis, altele costă, vi le voi spune pe toate și vom vorbi numai despre cele care sunt gratuite. În primul rând, vechimea pe Steam. Dacă mergem frumos, eu am 19 ani pe, pe Steam, pe acest canal, prin urmare am primit 950XP numai pentru chestia asta. Fiecare an în plus reprezintă 50XP. Dar la ce ne ajută XP-ul? Ca să înțelegem exact, dacă dăm click aici pe level, vedem că avem nevoie de un număr de XP pentru a trece de la un nivel la altul. De la level 1 la level 10 este nevoie de 100 XP pentru a trece de la un level la altul. De la level 20 la level 30 de 200 XP și tot așa crește destul de mult astfel încât de la level 92 până la level 93 am nevoie de undeva la 10.000 dacă nu mă înșel XP. Cam la asta vă ajută XP-ul și eu vă voi arăta acum cum putem să obținem acel XP. Bun, deci am zis, vechimea pe Steam, cu cât e vechi, mai vechi profilul, cu atât primim mai mult XP. În fiecare an, mai primim încă 50 XP. În al doilea rând, jocurile pe Steam. Cu cât avem mai multe jocuri, cu atât putem să primim un badge mai mare. Eu am un badge de 50+, plus Collection Agent, și am primit pentru 66 de jocuri, 274 XP. Atenție foarte mare, nu se iau în calcul jocurile gratuite, doar jocurile care sunt plătite. Mai departe. Awardurile. Ce sunt awardurile? Știți foarte bine. Sunt acele lucruri pe care le, put, le, le, puteți da cu Steam Points către alți user pentru profilele lor, pentru artwork-urile lor, pentru postările pe care le fac pe comunitate. Eu am primit 196 de awarduri și pentru că am primit 196 de awarduri am 1196 XP numai din chestia asta. Dar la fel de bine, Uh, cu primitul merge și cu datul. Deci eu am primit 196 de orduri și am primit uh, 1196 de XP, dar dacă am dat orduri și am dat un ord <laughs> în viața mea, am dat un singur ord, am primit 10 XP. Pentru fiecare ord mai primiți încă 10 XP. Și așa mai puteți să faceți niște XP. Dacă vreți să vă ajutați creatorii uh, sau dacă vă place ceva pe Stim, dați acolo un... Uh, un reward, 300 de puncte până la 4000 de puncte și primiți și voi XP în schimb. Mai departe, se numesc awardurile de pe urma unor evenimente de pe Steam. Steam pe parcursul unui an are mai multe evenimente, unele mai mari, altele mai mici. Toate sau majoritatea oferă anumite badge De exemplu, a fost Steam Awards Nomination Committee în 2022, care a fost, a, a fost parte din Autumn Sale, acum o lună în care trebuia să faci patru lucruri, de pe urma cărora am primit 100 XP. Fiecare din aceste patru uh, task pe care le-am avut de făcut au valorat 25 XP. A trebuit să nominezez un joc la categoriile pentru Steam Awards, să joc unul dintre jocurile pe care le-am nominalizat, să nominalizez un joc în fiecare dintre cele 11 categorii și să scriu un review sau să updatez un review al unui joc pe care l-am nominalizat. După ce am făcut chestiile astea, am primit automat acest badge și 100 XP. Badge-urile sunt bune, ajută, sunt frumoase, puteți să vă personalizați profilul de Steam cum vreți voi, dar cel mai important lucru este că ne dă acest XP. Bun. Mai departe sunt evenimentele majore de reduceri ținute tot de Steam. Ei bine, sunt două evenimente de reduceri majore, Steam Winter Sale și Steam Summer Sale. Bineînțeles, unul are loc în vară, altul în iarnă, of course. Acum are loc Steam Winter Sale și dacă mergem noi frumos pe pagina de Steam. Avem Steam Wintersale-ul, care se desfășoară între 22 decembrie și 5 ianuarie. Și cum facem, cum facem rost de XP de pe urma acestui Sale Ei bine, din două locuri. În primul rând, fiecare Sale vine cu câte un badge. V-am spus, fiecare badge dă un număr de XP. Avem două tipuri de badge foarte importante. badge pe care le oferă orice joc uh, plătit sau neplătit dacă are tranzacții in-game pe care, beci pe care putem să-l creștem până la level 5, deci care ne dă maxim 500 XP și vă voi învăța cum creșteți levelul la badge pentru jocuri, sau batch-urile de pe evenimentele Steam care sunt ori limitate la un număr de XP, cum este acest badge, ori, dacă este vorba de selurile majore, un să un cu level infinit. Practic puteți să aveți level cât de mare vreți voi, doar să aveți trading cardurile necesare. Venim vorba de trading carduri, bejurile se fac folosind anumite trading carduri. Și dacă mergem frumos la Steam Awards, de exemplu, evenimentul de acum, vedeți că avem niște trading cards aici. Sunt 11 la număr la fiecare eveniment și la fiecare joc. Diferă acest număr de trading carduri de la minim 5 până la maxim 20 sau 15, nu mai știu exact care este limita. Bun, și după ce facem rost de toate trading cardurile de aici, putem să dăm craft badge și să primim badge level 1. Și după aceea, dacă le strângem din nou, dăm din nou craft badge și avem level 2. Și tot așa, ați înțeles voi care e treaba. Bun, ok, și mergem așa frumos cum facem rost de trading carduri pe parte de sailuri. Din două locuri, și asta este invariabil la fiecare sail event. În primul rând, pentru partea de Winter Sale acum. Dacă votați, dacă dați click aici pe Vote Now în 2022 Steam Awards, dați click, vedeți că avem 11 categorii. Dacă votați câte un joc la fiecare categorie, primiți câte un trading card random de la acest sale pentru fiecare vot pe care l-ați adăugat. Dacă dați vot aici și după dați vot aici, tot o singură carte primiți, nu primiți două cărți. Asta ca să știți. După ce le votați pe toate, rămâneți cu 11 trading carduri pe care le puteți folosi. Asta pentru fiecare cont de Steam pe care îl aveți. Dar trebuie să fie peste level 8 dacă nu mă contul de Steam ca să funcționeze. Dar nu știu sigur, sau să fi băgat cel puțin o dată banii în acel cont de Steam. Bun, pe lângă asta mai Bun. avem uh, un lucru de făcut zilnic pe toată perioada Uh, uh, ă mă rog, celului și anume mergem mai jos mai jos mai jos mai jos și avem uh, pe undeva pe aici uh, acest uh, explore Q. Practic ce trebuie să facem? Dacă dăm click aici pe acest Q, avem uh, 11 jocuri maxim pe care prin care trebuie să trecem. Pur și simplu dăm next in Q, nu trebuie să facem absolut nimic. Și la finalul uh, la finalul acestui Q vom mai primi un trading card. Se poate face o singură dată pe zi chestia asta, în fiecare zi după ora 8 seara. Eu am făcut deja, am primit deja două trading carduri pentru că am făcut de aseară lucrul ăsta, dar dacă nu, primeați pur și simplu aici și primeați un nou item în inventar. Cum arată trading cardurile? Păi foarte simplu. Mergem la Steam, Inventory și așa arată trading cardurile. Sunt diferite, iar șansa de a vă pica același card de două ori este foarte mare, pentru că este total random. După ce le aveți pe toate, dați aici click pe View Badge Progress, vedeți pe care le aveți, pe care nu le aveți puteți să le cumpărați de pe market și valorează undeva la 5 cenți pentru aceste cărți sau puteți să faceți trade cu ceilalți prieteni pe care le aveți în listă. De exemplu, mie îmi lipsesc Outstanding Visual Style și VR Game of the Year. Pentru Outstanding, ăștia sunt prietenii mei care au această carte. Pot să le dau un mesaj sau pot să le dau offer trade și le dau trade eu le dau ceva în schimb, ei îmi dau ceva în schimb și dacă sunt de acord, facem schimbul și voi primiți cartea asta și ei primesc altă carte. De asemenea, vedeți aici că este un număr. Ăsta este numărul de cărți pe care îl aveți din fiecare carte în parte. Am patru cărți de Best Game You suck At, două de Best Game On The Go, una de Better fără și așa mai departe. Bun. Și cam așa se face... Se face badge-ul pe Steam Sale-uri. Asta este gratis 100%, nu trebuie să faceți nimic altceva decât să votați pentru categoriile acelea și în fiecare zi să intrați să faceți queue și să vă luați cartea. După ce faceți toate cărțile dați craft badge care va apare aici și faceți levelul. Puteți să vă duceți cât de mult vreți. Dacă vreți să faceți mai mult decât atât, puteți să cumpărați aceste trading carduri în perioada în care se desfășoară sale-ul. După ce se închide sale-ul, nu mai puteți să cumpărați aceste trading carduri. Bun, pentru asta aveți aici buy remaining cards on the market sau merge jos și dați search on the market pentru cărțile pe care nu le aveți. Dacă intrăm frumos, avem această carte și avem una la 004, multe la 500, 2000 la 005, da? Deci aveți suficiente trading carduri uh, pe care puteți să le cumpărați și le cumpărați pe toate de aici și cu suma de bani pe care voi vreți puteți să vă creșteți nivelul de stim, uh, nivelul badge-ului, de fapt cât de mult vreți voi. Bun, deci am vorbit despre years of service, am vorbit despre numărul de jocuri pe care le aveți, despre award-uri, am vorbit despre uh, badge-urile limitate pe care le puteți obține din urma unor evenimente de pe Steam, am vorbit și de Steam Awards, același lucru se aplică și pe Steam Winter Sale. Sunt cele două evenimente majore care funcționează cu acest sistem de trading cards. În rest, restul evenimentelor de pe Steam sunt cum a fost acela pe care vi l-am arătat adinaori, cu niște tascuri pe care le faci și primiți un număr de XP, de la 25 la 100, 100 200. depinde foarte mult de la eveniment la eveniment. Bun. Mai avem un mod prin care putem să facem semi-gratuit uh, level pe Steam și anume Seasonal Badge. Seasonal Badge-ul este un badge din Steam Points Shop. Dacă mergem frumos la Store, Point Shop și Seasonal Badge, sunt niște badge care pot fi deblocate folosind uh, points, points Balance din uh, Steam Points. Uh, 1000 de puncte valorează fiecare level. De exemplu, dacă vreți să aveți level 1, dați 1000 de coins, de Steam Coins. Dacă vreți level 40, care este levelul maxim, trebuie să aveți 40.000 de coins. Ele arată cam așa și se schimbă o dată la jumătate de an sau o dată la 4 luni, depinde de evenimentul pe care Steam îl consideră necesar, dar astea de obicei stau undeva la 3-4 luni în, în store, în point shop și puteți de-a lungul timpului să, să faceți rost de aceste puncte ca să vă cumpărați să vă cumpărați badge-ul acesta Cum faceți Steam Points? Foarte simplu, fiecare euro sau fiecare dolar cheltuit în Steam Store în cumpărarea jocurilor sau in-game chestii vă oferă 100 de puncte sau 100 și ceva de puncte. Și, na, vă ajungeți, trebuie să cheltuiți destul de mult ca să ajungeți la 40 de dar dacă vă luați câteva jocuri de 60 de euro, ajungeți fără nicio problemă. Bun. Mai departe, asta cam așa arată Bejurile pe care le cumpărați din Point Shop. Ăsta este primul badge care a apărut în Steam Point Shop. Eu l-am făcut la level 15, levelul maxim era level 20 și am primit 1500 XP. Deci, practic, tot la fel, 100 XP per fiecare level pe care îl, îl faceți pe, pentru acel badge. Și am ajuns la final și anume bejurile jocurilor. Astea sunt un pic mai complexe pentru că, în primul rând, levelul maxim este level 5, care vă dă 500XP, cum este cazul acestui joc, și cel mai important lucru, nu trebuie să dețineți jocul pentru a face badge-ul. Ca să luăm de la început, fiecare joc, majoritatea jocurilor de fapt, au acest sistem de Steam Trading Cards și Steam Badge. Pentru fiecare joc pe care îl jucați, dacă l-ați cumpărat sau dacă ați cheltuit minim 5 euro în, în el, primiți acces la a primi un număr de trading cards. Numărul de trading cards necesar pentru a crafta un badge variază de la 5 minim, cu este cazul acestui joc, până la vreo 15 dacă nu mă înșel, iar în funcție de numărul maxim de cărți pe care trebuie să le să aveți ca să craftați un badge, puteți să primiți gratuit un număr de trading cards în timp ce jucați jocul. Practic, cu cât jucați mai mult jocul, cu atât șansa de a primi un badge este mai mare. În cazul de față, de exemplu, dacă eu aș fi avut jocul acesta, jocul are 5 trading cards necesare pentru a face un level, prin urmare eu aș fi primit 3, 3 aș fi putut să primesc maxim 3 trading cards dacă aș fi jucat jocul. Restul de 2 ar fi trebuit ori să fac trading cu alți oameni, ori să le cumpăr de pe market. Și le aveam pe toate aceste 3 și după aceea mă duc pe market frumos și cumpăr restul cardurilor și pot să fac chestia asta până la level 5. Dar cum ziceam, nu trebuie să aveți neapărat jocul. Pentru cei care au anumite jocuri, hai să zicem, de exemplu, mergem la badges și să luăm un joc, uite, Forza Horizon 5, de exemplu. Forza Horizon 5, eu mi-am vândut cărțile că aveau un preț foarte bun la, la, lansare. Avem 15 cărți pe care, puteam să, pe care trebuie să le, să le am ca să fac level 1, iar mie mi-au fost dropate 7 cărți. Deci mi se pare că jumătate plus 1, dacă nu mă înșel, primiți trading cardurile în, în joc gratuit doar pentru că jucați jocul. Restul trebuie să le cumpărați. Și mergem frumos buy remaining cards on market și le aveți aici. Fiecare 7 cents, 9 cents, 7 5, 6 5. fiecare. Și la final un euro ne costă pe toate cărțile acestea. Bun. Cam așa arată. Și le facem frumos și pentru jocurile pe care le avem facem badge -uri. De exemplu, Apex este un joc gratuit și nu am nicio îmi apare aici no cards drops remaining, dar nici n-am primit vreo carte. Asta pentru că trebuie mai întâi să bag bani în joc pentru că jocul este gratuit, trebuie să bag undeva la 5 euro în joc înainte, iar mai apoi voi primi un număr de de carduri. Asta e foarte simplu. Bun, dar ce facem cu jocurile pe care nu le avem? Ei bine putem să intrăm pe acest site steamdb.info sau să mergem pe Steam Badges, să scriem efectiv să scriem Steam Badges pe, pe Google și avem Steam Card Exchange .net, Badge Price List. Și aici aveți un tabel cu nenumărate toate jocurile care sunt disponibile. Puteți să le sortați după numărul de cărți din set, după preț și după ultimul update. De exemplu, dacă setăm după preț, ăsta este prețul pe care voi îl dați ca să faceți tot pachetul odată pentru jocul Candy Smash VR. Avem 5 cărți în set și ne costă 0,19 dolari. Dacă intrăm, de exemplu, pe Candy Smash VR, ne duce către această pagina jocului. Astea sunt 3 din cardurile, 003004004004004. 004, 004, 004. Atâta costă fiecare 3 din card în parte. Vedem care sunt badge pentru fiecare level în parte de la level 1 până la level 5. Avem și foil badges, care e la fel, numai că avem aceste foil badges, care de obicei sunt mai scumpe, dar și badges le arată mai interesant. Și putem să primim unul dintre aceste emoticane și unul dintre aceste trei background-uri. La fiecare variază. Hai să facem chestia asta, să vă arăt exact cum se face. Intrăm frumos pe Jolly Lollipop, dăm click pe price aici, ni se va deschide pagina de Steam de pe Community Market. Vedeți că nu este chiar 003, este 00, mă rog, 004. Și îi dăm buy îi dăm ok, oricum partea asta este fake, nu avem nimic interesant, nu este, chiar, nu este adresa mea, nu e nimica, și îi dăm place order. Placing order, caută și îi dăm view inventory. Nu trebuie să le cumpărăm pe toate, de ce? Pentru că dacă noi mergem frumos aici, avem jolly lollipop, îi dăm view badge progress, o avem pe aceasta și le mai avem pe aceste patru care lipsesc. Și vedem cine mai are acest, acest badge. Și îi dăm buy remaining cards on the market. 006-004-005-005 Nu e chiar 004, dar e pe aproape. Dacă vrem să le cumpărăm la prețul acesta, pur și simplu îi dăm agri și place order pentru 20 de cenți. Și așteptăm. S-au cumpărat toate. Tot ce trebuie să facem acum este să mergem la badges și vedem că deja avem Candy Smash VR. Îi dăm ready. Le avem pe toate și îi dăm craft badge. Se craftează badge-ul. Avem o mică animație. Și mai apoi am primit acest badge Lollipop XP 100, un uh, un wallpaper, un emoticon și în timpul celor două mari evenimente de sell din Winter Sale și din uh, din Summer Sale primiți și un trading card pentru acel sell gratuit. Eu am primit Labor of Love. Bun, închidem. Și vedem acum că avem level 1. Caramel este level 2, următorul badge dacă le facem din nou. Și dacă mergem frumos în inventar, vedem trei lucruri că am primit. Am primit o, un trading card nou, am primit acest uh, wallpaper, sweet carousel și am primit și acest uh, lollipop, acest... Uh, emoticon pe care putem să le transformăm în gems și eu vă recomand să faceți chestia asta, numai că vă recomand să așteptați până când aceste gemuri sunt, aceste iteme sunt tradeable, adică după 7 zile. Și bineînțeles, acum după ce am încheiat și cu conversația telefonică, ziceam, după 7 zile, de ce? Pentru că dacă voi aveți deja niște gemuri aici și le transformați pe acestea când, sunt încă trade, când nu sunt tradeable încă, se va face un pack separat de gemuri cu acest termen de tradable și va trebui după aia să vă complicați prea mult. Așa că așteptăm. Bun, ce facem cu aceste gemuri? Bineînțeles că trebuie să facem și ceva cu ele. Și putem să ne folosim de ele, mai ales în momentul în care craftăm craftăm aceste trading carduri de pe evenimentele Steam. De ce? Pentru că aceste trading carduri în momentul în care facem un badge ne dă la fel un wallpaper și un emoticon, dar aceste wallpaper și emoticone sunt mai speciale pentru că valorează nici mai mult, nici mai puțin de 100 de gems. Asta este un uh, uh, wallpaper din Holiday Sale 2013 pe care l-am primit de atunci și este, valorează 100 de gems și, ne, și primim foarte multe gems uh, și majoritatea wallpaper-urilor sunt urâte, așa că oricum nu vrem să le folosim. Bun... Ce facem cu aceste gemuri? Putem să le păstrăm pur și simplu, să creăm booster pecuri. Ce înseamnă booster pecuri? Înseamnă, sunt aceste pachete care ne, pentru o anumită sumă de gems ne oferă 3 trading carduri. dacă vă interesează chestia asta. Eu nu vă recomand să faceți chestia asta, în schimb vă recomand să folosiți anumiți boți care în, urma, în schimbul unor, unui număr de, de gemuri vă vor oferi pachete de cărți pentru a vă crafta încă un încă un badge. De exemplu, hai să mergem încet aici frumos. Și eu folosesc acest bot, bot care are un, un preț de 380 mi se pare. Hai să ne uităm un pic că am scris pe aici pe undeva. Are foarte multe comenzi, da. 380 de gems pentru fiecare trading card. Practic, scrieți aici frumos cum am scris și eu, buy one gems 1 sau cum am scris mai sus, buy one gems 3 și zice, pentru 1140 de gemuri primești 3 seturi de cărți. Și practic am primit 3 seturi de cărți pe care mai apoi le-am craftat și am făcut încă 300 XP pentru 1000 de gems. Și așa puteți să ajungeți la level și mai mare. Nu în ultimul rând, la început, că am păstrat-o pentru final, o altă metodă gratuită prin care puteți să faceți, uh, faceți niște XP, și anume 500 XP, adică level 5, este prin a efectua niște tascuri la început de drum uh, din comunitate. Este primul lucru, vă apare un badge dacă mergeți voi frumos și aveți level 0, de exemplu, uh, la profilul de Steam. Mergeți frumos pe profil, mergeți aici la level și vă va apărea aici un badge, se numește community cumva și aveți uh, 15 tascuri să scrieți un review, să cumpărați un joc, să postați un videoclip, să postați un screenshot și chestii de genul ăsta. Și dacă le faceți pe toate, primiți până la 500 XP. Practic aveți level 5 garantat numai dacă faceți niște, niște gratuite. Plus astea, foarte ușor ajungeți la level 20 și Arată cât de cât, okay, cât de cât ok profilul de Steam. Dragilor, cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să sați un like, abonați-vă, dați clip pe clopoțel și dacă vreți să mă ajutați să cresc și eu în level, puteți să-mi dați aici un award pe profil. Dacă e, hai să vă arăt cum se face. Intrăm, de exemplu, la Kio care are, oricum, level 564 și mergeți frumos să dați click pe acest buton Give this profile a community award și aveți balansul aici dacă aveți puncte și puteți să dați uh, orice fel de award de la 300 de puncte minimum până la 4800 take my points. Da, uh, e Crăciunul. Îi dăm și lui eu un, un award? Hai să-i dăm și lui un award. Îi dăm un uh, Uite un heartwarming, îi dăm, next. Eu primesc 100, nu, el primește 100 de Steam Coins, eu cheltui 300 și eu primesc 100 XP. Nu pentru asta facem, facem pur și simplu pentru, pentru că suntem, suntem de Crăciun bun. Și am dat acest award, eu am rămas cu, 100, cu 300 de puncte în minus, el va primi 100 de puncte în 14 zile și cam atât. Dragilor vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine. Salutare.